Prognoza meteo de Crăciun și Revelion Cum va fi vremea în București și în restul țării? Meteorologia Cueder au actualizat prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion. Vremea va fi neobișnuită atât în București cât și în restul țării. Prognoza meteo de Crăciun și Revelion Potrivit meteorologilor a Cueder, la începutul lunii decembrie vremea va fi mai caldă decât cea obișnuită, însă odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă se va răci. Meteo de Crăciun și Revelion când va ninge în București. Meteorologia Coeder anunță că prima ninsoare importantă va cădea pe 9 decembrie în capitală. Până de sărbători, în București se mai anunță 5-6 zile cu precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare. În intervalul 12-18 decembrie, de Crăciun, nu vom avea ninsoare în capitală, însă vremea va fi rece. Ziua nu vom avea mai mult de 1-2 grade, iar noaptea va fi îngheț, 6-7 grade. De zăpadă vor avea parte locuitorii din Cluj-Napoca și Brașov. În orașul de sub Tâmpa se anunță la povițe și apoi ninsori aproape zi de zi din 8 până în 18 decembrie. Apoi, de Crăciun, vremea se ameliorează sub aspectul precipitațiilor, dar va fi rece. La fel va fi și în Cluj-Napoca, acolo unde se anunță o răcire accentuată începând cu data de 7 decembrie. Aici, vremea rece va fi însoțită și de ninsori, unele mai abundente spre mijlocul lunii în partea de est țării, iarna vine din a doua săptămână a lunii decembrie. În jurul datei de 11 decembrie se anunță ninsori în Iași. Apoi, de Crăciun, cerul se va degaja, dar va fi foarte rece, 0 grade ziua și 8 noaptea. În vestul țării se așteaptă multe precipitații în lună decembrie. Sunt așteptate maxime de peste 4-5 grade. Primii fulgi de zăpadă sunt așteptați la Timișoara după 10 decembrie. Vor fi amestecați cu strot de ploaie și lapoviță, potrivit fanatic. În Constanța, vremea se răcește după mijlocul lunii decembrie. Sunt așteptate precipitații sub toate formele. Conform meteorologilor a Queder, sunt așteptate ninsori slabe la malul Marii de Crăciun.